Bine v-am regăsit, dragilor, la o nouă ediție a emisiunii de Presat Presa, aici la Radio Dobrogea, Neptun TV și Alfa Media. Bun găsit, Doamne ajută, în această zi de marți, 22 martie, anul Domnului 2016. O zi mohorâtă. Uneori ai senzația că vine iarna, nu că vine vara, dar astea sunt efectele amestecării climei cu interesele noastre egoiste. Știi că omul, prin activitatea lui, interferează și cu natura înconjurătoare. Ce să faci, Dumnezeu ne-a lăsat o casă și noi ne comportăm în ea cum credem fiecare de cuvință. Dar problema este că vremea aceasta este, cum spune Mântuitorul Hristos, fățarnicilor. Fața cerului știți să o judecați, dar semnele vremii nu. Vremea asta ar trebui să ne ducă la o meditație asupra interiorului nostru și dacă nu e suficient de clar ceea ce am spus până acum, intrăm în primul subiect al emisiunii și anume vorbim un pic despre o chestiune la modă care începe să fie la modă pentru oamenii mai citiți, așa, mai intelectuali, mai deschiși, cum se spune, și anume dezvoltarea personală. Dezvoltarea personală și mai ales ne punem întrebarea cât de sănătoasă este dezvoltarea personală. Da, știu, toată lumea va zice, cum adică biserica se opune dezvoltării personale? Da și nu. Hai să vedem ce se întâmplă de fapt. Ce ascunde acest termen dezvoltare personală? El ascunde o serie de tehnici, de metode, de principii, de idealuri care sunt aduse în fața omului pentru a-l încânta în sensul desăvârșirii. Adică se propun omului tot felul de chestiuni care să-l facă să se dezvolte. Când vorbim de dezvoltare, primul lucru la care trebuie să ne gândim este spre ce ne dezvoltăm. Adică dezvoltarea asta personală, ce are ca drept scop. De aici începe discuția. Pentru că există două mari scopuri. Din punct de vedere al spiritualității creștine, avem și noi o dezvoltare personală. Adică tot așa un set de reguli, principii, fapte, idealuri și așa mai departe, care trebuie să ducă pe om undeva. Numai că există o problemă de compatibilitate între dezvoltarea personală, asta modernă, la modă, care se întâmplă acum, în care omului se promit tot felul de tehnici prin care să aibă succes în carieră, succes la femei, bani, tot ceea ce ține de lumescul acesta, și asta este înțeles în chip individual, adică ție să-ți fie bine, că de asta este dezvoltare personală, ori în spiritualitatea creștin-ortodoxă, dezvoltarea personală are o cu totul altă direcție. Ea presupune tot așa un set de reguli, de tehnici, de eforturi de asceză, ar trebui să le denumim, interesant, semnalizează cotidianul Lumina, faptul că, de fapt, asceza din ortodoxie este tot o formă de dezvoltare personală, numai că scopul este altul. Scopul acestor tehnici personale de asceză, pe care putem să le denumim cumva dezvoltare personală, este armonia. Este armonia cu aproapele, cu Dumnezeu, cu universul întreg. Este iubirea. Deci vedeți aici marea diferență, de fapt problema de compatibilitate, între dezvoltarea personală de tip individualist, care ține pe om într-un egoism al său, închistat în propria individualitate consumeristă, asta modernă, care este acum la modă, ai de toate, și dezvoltarea personală, dar așa cum se pune în ortodoxie. Ne dezvoltăm personal, evoluăm sufletește, dacă vreți, pentru armonia socială, pentru armonia cu Dumnezeu, pentru armonia cu universul creat întreg. Pentru că vorbeam de vreme și de faptul că acțiunile omului duc la schimbări climaterice. Vă simt dimineața o știre cu oameni de știință avertizat că suntem la cel mai înalt nivel de poluare cu carbon în ultimii, nu știu cât, 68 de milioane de ani. În fine, deci distrugem planeta, cam asta este ideea.
centrală. Ori vedeți egoism versus comuniune. Asta este discuția la dezvoltarea asta personală, pentru că am văzut pe unii tineri spunând, vai, dar cum dezvoltarea personală este benefică? De acord, dar hai să ne uităm la scop. Care este scopul? Ce ne promite dezvoltarea personală asta la modă? Că ne promite numai chestiuni de individualism. Bani, casă, succes la fete, în general asta preocupă pe tineri, sau succes la băieți, preocupă pe fete. Doamne ferește și de mai rău. Și chestiuni care țin de mudan, de omenesc. Ori dezvoltarea personală nu se poate face ținându-l pe om captiv în propria închisoare. Trebuie să ieșim din acest concept foarte riscant al vremurilor noastre, că omul este o ființă singulară. Nu, omul este parte a unui întreg social. Câtă vreme legile noastre, ideile noastre, societatea noastră îl va privi pe om doar individualist, se vorbește, de exemplu, de drepturile omului. Da, dar adeseori se vorbește de drepturile omului în sine, omul singur. Ori trebuie să vorbim și drepturile omului în comunitate. Pentru că altfel nu o să rezolvăm probleme aparent banale, dar care nasc drame. De exemplu, uite că e la, acum un subiect, fumatul. Fiecare vorbește din punctul lui de vedere. Nefumătorul să nu fie afumat, fumătorul că vrea să-și fumeze drogul. Adevărul unde este? Păi adevărul este că suntem în comunitate. Nu putem să ne facem rău unii altora, cum la fel nu putem impune unii altora să scoatem sau să băgăm țigara în gură. Trebuie să trăim în armonie unii cu alții. Asta este marea drama a zilelor noastre, individualismul exacerbat, care se vede chiar și în acest plan al așa zisei dezvoltări personale, dar care riscă să se transforme într-o dezvoltare personală egoistă. Mai departe, ajungem la o știre care ne doare, ne doare pe noi, mai ales cei care, să zicem, avem legătură cu lumea presei, pentru că, uite, o instanță din Grecia a decis faptul că preoții români acuzați că ar fi furat moaștele Sfântului Haralambie dintr-o mănăstire din Grecia sunt nevinovați. Știți cazul? Facem puțin un remember. În urmă cu ceva vreme, toată presa din România s-a inflamat. Trei preoți din România au fost în pelerinaj în Grecia la o mănăstire și acolo se presupune că ar fi furat moaștele Sfântului Haralambie, intervenții în direct, reportaje, știri, discuții, anchete, deci și toată presa era nebunie. Preoți care fură moaștele unui sfânt. Bun. Și în România s-a cam intrat în uitare, că așa este în presă, vin alte subiecte, ne luăm cu altele și așa mai departe. Dar ceea ce mă doare aici este lipsa de deontologie. Adică dacă tot am zis că preoții au fost acuzați că au furat moaștele, nu era firesc să vedem și finalul cazului? Pentru că finalul cazului este că, mă rog, preoții au fost acuzați, au fost deferiți justiției elene și justiția elenă a spus, nu, domnule, preoții sunt nevinovați, moaștele le-au furat niște pelerini. Că atunci cei care au fost mai profesioniști așa în presă au relatat că nu numai preoții erau în discuție, ci și vreo doi participanți, întotdeauna pelerinajul are și pelerini, oameni credincioși, mireni. Doi pelerini care ei au fi furat, dar mă rog, preoții fiind cu grupul, prima dată acuz pe conducătorul grupului, domnule, ce se întâmplă? Care e treaba cu pelerinii tăi? Bun, din păcate, observ că marea majoritate a presei românești nu-și mai respectă nici măcar deontologia profesională a concluzionării cazului. Ai aruncat un caz pe piață, ai spus că niște preoți sunt acuzați, ai făcut o vâlvă, ca și cum ar fi fost deja vinovați, dar ei trebuiau, sigur, justiția trebuia să se pronunțe, trebuiau judecați pentru treaba asta, după care când sunt achitați, nimeni nu mai spune nimic. Adică, nu, dacă erau condamnați, mi-închipui ce era prin presă. Preoți rămân condamnați, au furat moaștele unui sfânt. Deci era nebunie. Nu zic să, cum să spun, din punct de vedere al presei, nu zic să nu se relateze.
Așa e corect. Dacă te apuci și relatezi un caz, relatează și finalul. Da, domnule, au fost acuzați de furt, au fost deferiți justiției, ce a urmat? Dacă vreau să fiu profesionist. Ce a urmat? Au fost condamnați? Adică s-a demonstrat că sunt vinovați? Sau s-a demonstrat că sunt nevinovați? S-a demonstrat că sunt nevinovați. E, pe asta n-a mai zis-o nimeni. Și știrea nu e de ieri de azi. Adică am așteptat vreo 3-4 zile să... Că de regulă presa are o viteză. Dacă acum, Doamne ferește, se întâmplă un atentat nu știu unde, în partea asta a lumii, în 24 de ore ajunge în partea cealaltă a lumii. Există o rapiditate a comunicațiilor destul de bună. La ora actuală, tehnologia ne facilitează aflarea rapidă a veștii. E, asta nu s-a aflat. Să fie o conspirație? Merg pe teoria conspirației? Nu. Aș merge pe teoria jurnalismului american că știrea este numai când un om mușcă un câine. Nu când un câine mușcă un om. Ci că în jurnalismul american regula este că normalitatea nu e în știre. Ori asta mă doare. Pentru că dacă, bun, am înțeles, anormalitatea e știre. Da, uite, o știre, niște preoți au vrut să fure. Bun, dar încheie cazul. Spune și concluzia autorităților. Dom'le, au fost acuzați, da, n-au fost dovediți. Asta de ce nu mai spunem? Să fie oare ceva în legătură cu deranjul pe care religia îl produce secularismului? Să fie ceva în legătură cu faptul că presa în sinea ei este un instrument al secularizării, că n-are cum să fie altfel. Nu toată presa este religioasă. În principal, presa se ocupă cu lumescul. Prin definiția ei, presa este secularizată și secularizantă. Deși mi-a plăcut cum un episcop al Constanței, prin 1934, preasfințitul Gherontie spunea că presa este și trebuie să rămână fiica bisericii, adică să relateze adevărul. E, în cazul ăsta, cu adevărul mai avem de discutat. Mai departe, mergem și citim despre adevărata față a Uniunii Europene. Este vorba de întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe a Greciei, arhiepiscopul Atenei, preafericitul Ieronim, care a făcut declarații dure la adresa Uniunii Europene, citim pe Lăcașuri Ortodoxe, că arhiepiscopul Atenei, cum ar veni patriarhul Greciei, a comentat asupra poziției Europei cu privire la problema refugiaților. Grecia are o mare problemă cu refugiații. Sunt probleme dureroase în Grecia, pentru că efectiv imigranții au luat cu asalt Grecia. 100.000 de oameni imigranți stau în Atena. Atena a devenit o chestie haotică. Se întâmplă un dezastru. Afgani, africani și tot felul de alți imigranți au tăbărât pur și simplu pe greci, stau peste flori, stau pe spații verzi, pe lângă casele oamenilor, comit tot felul de acte antisociale, igiena lasă foarte mult de dorit și așa mai departe, deci în Grecia este un dezastru, motiv pentru care patriarhul a simțit nevoia să ia atitudine și a bătut puțin obrazul Europei, spunând că biserica are misiunea de a ajuta pe oameni, dar în ceea ce privește Europa și-a cam arătat civilizația ei. Și anume, ce face? Pe de o parte am văzut modul în care familiile nevoiașe din Grecia i-au primit și hrănit pe refugiați. Pe de altă parte am văzut ce fac civilizații Uniunii Europene, care acum ridică bariere. Și constată patriarhul Greciei, că Uniunea Europeană astăzi nu mai este construită pe principiul solidarității între ajutorării și creștinismului, ci, din păcate, Uniunea Europeană trăiește într-o atmosferă de exploatare și obținere de câștiguri financiare, patriarhul făcând astfel aluzie la nevoia de imigranți pe care doamna Merkel o susținea, dar nu o susținea pentru o cauză umanitară, nu o susținea pentru că o durea inima de oamenii aceia, ci pe ei îi vedea ca o forță economică prin care economia Germaniei să fie relansată. Adică îi vedea ca pe niște exploatatori. Vedeau ca niște exploatatori, ca pe sclavi. Știi? Așa se uita Angela Merkel la refugiați. Forță ieftină de muncă. Asta vedea în ei. Nu vedea un semen în durere. Un semen al ei în durere. Nu vedea pe aproapele. Vedea pe sclav.
Știi, asta este diferența, de fapt, care, până la urmă, pentru a ne exprima mai limpede, o precizează Patriarhul Greciei, că în vreme ce Ortodoxia Elenă i-a văzut pe imigranți ca pe aproapele, Uniunea Europeană îi vede pe imigranți ca pe sclaviei. Și când nu mai are nevoie de ei, închide granițele. Vă ziceam eu și în alte emisiuni. Adică doamna Angela Merkel a zis, câți au intrat în Germania? Da o cifră, 500.000. Câți avem nevoie de forță de muncă? 400.000. Bun, gata, închideți granițele, nu mai avem nevoie de ei, îi triem pe ăștia, vedem ce facem cu ei. Știi? Asta este diferența între aproapele și sclav. Asta e. Cum se uită Uniunea Europeană la imigranții aceștia? Ca la aproapele sau ca la sclav? Ca la aproapele mi-e greu să cred, pentru că bazele economiei capitaliste, dacă veți citi în toate tratatele de economie capitalistă, veți vedea că nu sunt așezate pe principiile iubirii de aproapele. Nu, ci pe principiile exploatării aproapelui, a vânzării și a cumpărării forței de muncă. Mergem mai departe în revista presei și citim despre faptul că Italia a greșit, dar și România a greșit. Vorbim un pic despre acest subiect al lactatelor care conțin E. coli, brânza cu E. coli. Dar înainte de asta dați-mi voie să fac o paranteză, că tot am ajuns la subiectul Grecia și refugiații. Uite, o știre găsesc, România a ajutat în criza migrației din Grecia, vom participa cu 70 de polițiști de frontieră, 6 autospeciale, 2 nave de patrulare maritimă, 50 de corturi și containere. Cu alte cuvinte, România are deja reprezentanți în zonele afectate de fluxul de refugiați. Noi participăm deja cu 72 de polițiști de frontieră, 10 mașini, nava poliției de frontieră Ștefan cel Mare și un elicopter al Ministerului Român de Interne. Bănuiesc că și Europa participă cu alte forțe, dar întrebarea rămâne pe care am adresat-o din aur. Ce sunt acești imigranți? Aproapele sau sclavul Uniunii Europene? Și revin acum la subiectul cu... închidem paranteza și revin la subiectul cu brânza cu E. coli. Ieri a apărut prin presă că Italia a lansat o alertă alimentară, a făcut o avertizare alimentară despre brânza care ar fi conținut E. coli și care provenea din România. Italia a făcut o greșeală în sensul că n-a precizat că această brânză este de la o anume marcă și este din lapte de vacă, nu din lapte de oaie, cum ar fi spus Italia. În fine, deci, o eroare de precizare a unor detalii tehnice. Bineînțeles, premierul român, Dacian Cioloș, a luat atitudine și a spus că dorește ca Comisia Europeană să clarifice situația după ce italienii ne-au arătat cu degetul. Și faptul că n-au precizat marca și au spus că e vorba de un alt tip de lapte decât laptele de vacă, asta poate afecta exportul românesc, relația comercială și așa mai departe. Numai că până aici toate bune și frumoase, adică premierul a luat atitudine, dar o întrebare s-a lansat în presă. Și anume, sigur, Italia a greșit, că n-a precizat cum trebuie ce trebuie. Problema este, România n-a greșit cumva? Că în situația în care avem o problemă pe care cred că premierul o recunoaște, din moment ce spune, da, domnule, e adevărat, avem o problemă cu brânzeturile, nu sunt din oaie, sunt din vacă, din lapte din vacă, și nu e vorba de toate brânzeturile, e vorba de o anumită marcă de brânzeturi. Da, brânza făcută de firma Brădet, care, mă rog, patronul spune că nu s-a întâmplat la ei, că undeva pe drum s-ar fi contaminat brânza cu E. coli, rămân analize, discuții, subiectul e foarte stufos și complicat, dar întrebarea rămâne, dacă am avut o problemă noi, România, de ce n-am anunțat? De ce noi, România, n-am anunțat Uniunea Europeană? Adică nu era firesc ca noi să sesizăm primii, fraților, uite, avem o problemă, să știți și dumneavoastră, dacă tot vorbim de Uniunea Europeană, principiul solidarității, la, tot ce scrie prin tratatul acela de constituire a Uniunii Europene.
De ce a trebuit Italia să facă această greșeală? E adevărat, Italia a greșit. Dar nu cumva am greșit și noi mai mult? Prin faptul că n-am informat. Și astfel italienii au greșit datorită faptului că noi am greșit, că n-am informat corect. Adică, mă refer puțin la poziția premierului, care este un tehnocrat. Adică nu e afiliat politic. Dânsul spune că Italia a greșit. Da, dar nu era bine să fie aflat de la noi? Nu? Că despre asta este vorba. De ce au greșit italienii? Poate pentru că n-au informat românii corect. E, și aici m-am folosit de fapt de această știre ca să duc discuția într-o zonă mai profundă. Că știți, noi aici la revista Presii ne place să tratăm subiecte care au profunzime. Până la urmă e vorba de o chestiune lumească. O brânză infestată a ajuns și la export și așa mai departe. E o chestie de comerț, n-ar trebui să mă preocupe mai prea mult. Dar problema este cum ne facem noi treaba. Asta este subiectul în discuție. Adică genul ăsta de a trata pompieristic problema, adică pe genunchi, rapid, în grabă, asta înseamnă pompieristic, nu că pompierii ar avea ceva nedemn în meseria lor, Doamne ferește, sunt oameni care salvează vieți, care încearcă să salveze și materiale de la tot felul de pagubă de materiale în incendii și așa mai departe, salvează și ei ce pot. Deci n-am o problemă cu meseria de pompier, dar pompieristic înseamnă acum în grabă, rapid, că așa acționează întotdeauna pompierii, în grabă, la alertă, când e vorba de urgență. E, sunt lucruri pe care nu e bine să le faci ca pompierii, adică rapid, nu urgent. Nu, trebuie să le faci calm, așezat, gândit. Dacă noi am avut o problemă cu această brânză infestată, nu era mai bine să fi înștiințat noi? Ca să nu mai spunem după aceea că frații italieni caută să boicoteze exportul, să au o lică, de ce au zis ei greșit. Păi ei au zis greșit pentru că poate sursele lor de informare au fost greșite. Nu era firesc guvernul României să spună fraților, avem o problemă, nu ne ascundem după deget. Să știți și dumneavoastră, suntem parteneri europeni, uite aceea, avem o brânză infestată, aveți grijă ce faceți cu ea. Pentru că după aia ajungem la teorii de-astea ale conspirației. Că acum 7 ani, din cauza gripei aviare, României s-a interzis exportul de carne de pasăre. Că acum nu știu câți ani a fost gripa porcină și iarăși am avut probleme la exportul cu carnea de porc. Și că, aolo, ia uite acum, din cauza la brânza asta infestată cu E. coli, România nu se mai poate exporta brânzeturi. Păi da, în toată ecuația asta noi chiar n-avem nicio vină. Adică nu se întâmplă cumva chestiuni și din cauza noastră că nu alertăm și nu comunicăm ce trebuie? De unde au scos-o italienii cu brânza din lapte de oaie și nu de vacă, cum a zis premierul că ar fi greșit? Și de ce n-au precizat italienii marca? Și eu știu de ce. Pentru că de partea asta altă simt și nevoia să-ți apere cumva interesul național și zici, lasă domnule, nu spunem nimic, dar uităm că trăim în era informației. Uităm de faptul că avem Facebook-ul, rețele de socializare și, cum vă spuneam, o știre în 24 de ore face dacă e nevoie de 3 ori în conjurul planetei. Uităm că nu suntem singuri pe planetă și ne comportăm ca și cum ar fi. Lasă domnule, nu spunem nimic, că nu se află. Ei, uite că s-a aflat. S-a aflat ceva, sigur. Nu s-a aflat cu prea multă acuratețe, dar ceva s-a aflat. Nu era mai cinstit ca statul român să zică, frate, asta este situația, luați și voi act de faptul că avem o problemă cu brânza exportată, asta este marca, ăsta este produsul, restul sunt bune. Ca să nu ajungem la teorii de astea, vai că ne doresc rău, sigur, eu sunt convins că în capitalism nu se dorește neapărat binele, dar întreb, nu cumva și noi ne provocăm parte din durerea de care ne plângem? Mai departe în emisiunea noastră, că tot vorbeam de viteza cu care circulă informația, studiile de specialitate încep să ne spună un lucru cu care probabil mulți suntem de acord și chiar îl simțim cumva, și anume că internetul încet, încet devine cel mai important mijloc de comunicare, mijloc de informare. Iată, studiile spun că în 2017-2018 internetul va depăși televiziunea. Bine, estimarea este la piața de publicitate, dar să știți că piața de publicitate merge întotdeauna după importanța mijlocului de comunicare, adică
cei ce doresc publicitate cumpără publicitate pe mediile cele mai relevante. Da? Până acum, televiziunea, și până în 2018 se pare, televiziunea este regina mass media, pentru că are expunere, imaginea convinge și așa mai departe, și toată lumea vrea reclamă la televizor. Asta o știm cu toții, e suficient să ne dăm seama și din discuțiile noi cu noi înșine, toată lumea se uită la televizor. Adică e suficient să dai o declarație pe la nu știu ce televiziune, că ai feedback, știi, domne, uite, te-am văzut acolo, ai auzit acolo, televiziunea este un mijloc urmărit. E, studiile de specialitate spun că, datorită întineririi populației, adică, sigur, e vorba de drumul natural în viață. Generațiile mai în vârstă se duc, generațiile tinere vin. E, ăștia tinerii care vin s-au născut cu telefonul în mână, cum ar veni, și cu internetul la ușă. Pentru ei, televiziunea are mai puțină relevanță. De ce? Pentru că aici un mecanism iarăși psihologic foarte interesant, și anume televiziunea cumva te transformă în clientul ei. Tu stai și te uiți la televizor la ce îți furnizează postul respectiv. Sigur, pentru diversitate s-au inventat mai multe posturi de televiziune și zapezi pe telecomandă și te duci pe cel pe care găsești tu ceva interesant, dar într-un fel tu ești la mâna televiziunii, că televiziunea îți oferă informația. Pe câtă vreme pe internet situația e mult mai plăcută, ca să zic așa, cu ghilimelele de rigoare, pentru că aici este vorba și de puțin hedonism. Să cauți numai ceea ce îți place, la un moment dat poate să fie contraproductiv sau nemântuitor, ca să folosim un termen de specialitate. Adică faptul că mergi tot timpul după plăcerile tale, după propriile tale păreri, după subiectivismul tău, asta la un moment dat poate să devină o problemă. Că spun Sfinții Părinți că părerea de sine pierde pe mulți. Și asta o știm și în proverbele noastre populare, părerea de sine nu miroase bine. Și atunci faptul că alegi pe internet după ceea ce îți place poate deveni o problemă. Dar în același timp transformă internetul într-un mijloc mai interesant de comunicare. Și de asta internetul crește în puterea de comunicare și studiile de specialitate au sesizat acest trend, că e vorba de audiență până la urmă, și au zis, domnule, va fi mai rentabil după 2017-18 să cumpărăm publicitate pe internet decât la televizor. De ce? Pentru că pe internet găsim mai mulți oameni decât la televizor. E simplu, e un calcul matematic. Nu e nimic magic la mijloc. E vorba de statistică, de sociologie, de chestiuni de genul ăsta. Da? Și atunci internetul va deveni mai puternic decât televiziunea. De ce? Pentru că generațiile tinere, repet, se uită mai puțin la televizor, sunt mai mult conectate la calculator, smartphone, tabletă, aparatură de asta de ultimă generație. Sigur, televiziunea încearcă să suplinească cumva treaba asta și cu prezența pe internet. Există o grămadă de televiziuni care emit pe internet. Aici trebuie să fac o paranteză. Cel mai interesant studiu de caz mi s-a părut la Antena 3. O dovadă de capitalism de presă, știi? Antena 3 ce făcea? Crezându-se un post foarte important, voia să-și marketizeze, să-și potențeze prezența pe internet. Și a zis, domnule, dacă suntem atât de importanți și lumea ne urmărește, hai să facem bani din asta. Și atunci streamul video pe internet, emisia pe internet, cum ar veni, la ei era cu bani. Nu puteai să urmărești Antena 3 pe internet decât dacă plăteai acolo un abonament. Știi? Asta înseamnă să fii cineva, să-ți valorizezi importanța. Domnule, dacă ești cineva, trebuie să plătești ca să mă vezi. Știi? Cam așa vine. Și când a fost problema cu mutatul sediului și, mă rog, ce probleme au avut ei juridice, s-a anunțat brusc de către conducerea postului că de astăzi emisia devine liberă. Adică când au avut interesul să ajungă la oameni, mult mai mulți oameni decât cei care erau dispuși să plătească, când aveau interesul ca mesajul lor să se ducă mai departe, au transformat emisia într-o emisie gratis, nu mai era pe bani. Ăsta este un caz interesant de observat, pentru că el este aparent mărunt și neînsemnat, dar spune foarte multe despre cum funcționează relația dintre oameni până la urmă în capitalism, unde banul decide. Despre asta este vorba.
Adică ei nu mai emiteau de dragul jurnalismului, de dragul de a informa oamenii, nu, ei deja se credeau cineva și au zis pentru asta trebuie să punem oamenii să plătească, cine vrea să ne urmărească pe net, să plătească un abonament. Sigur, sunt costuri, adică poți să justifici orice. Dar interesant este că atunci când au avut o problemă și au avut nevoie ca ei să fie urmăriți de oameni, ei s-au transformat în clienții oamenilor. Știi că relația dintre presă și public este bivalentă. Presa poate să țină captivă audiența, dar în același timp presa are nevoie de audiență. Știi? Și atunci au dat emisia liber, că aveau nevoie să ajungă la oameni, să vadă oamenii cât de nedreptățiți. Mă rog, se victimizau, nu intru în detalii. Mi-a fost suficient să văd un realizator TV în genunchi pe scenă, într-o dramoletă, încercând să spună că jurnaliștii stau în genunchi în fața lui Dumnezeu și a oamenilor. Să nu dramatizăm, jurnaliștii și exploatează capitalul de audiență pe care l-au, să nu credem că lucrurile sunt unii care și închipie că le exploatează și pe Dumnezeu. Ce să mai vorbim de exploatarea audienței de către jurnaliști, nu? Mai departe, în revista presei, mergem la următorul subiect, despre cum facem plajă la vară. E o vorbă la români, se mai cântă ea și altă dată și altă dată, o să o facem și mai lat, adică o să amplificăm problema. Ei bine, vara aceasta ne așteaptă cu o plajă mai lată, în sensul că vom avea mai mult spațiu să ne desfășurăm. Dar tot de capitalism vorbim și aici. Știți că totul este economic în ziua de azi. Și mie îmi place ipocrizia asta, spun îmi place cu ghilimele, pentru că trădează, se trădează singur, chiar ea, ipocrizia. Știi? Adică este autotrădare. La Mamaia, Constanța și Eforie Nord, anul acesta vom face plaje mai late. Adică mai lată, vom avea o plajă mai lată la dispoziție, plajele sunt mai late, sunt lățite de administrație, 40 de hectare de plaje noi îi așteaptă pe turiști în această vară pe litoral, sunt rezultatul lucrărilor de extindere, sunt garantate 50 de ani, foarte interesant, o generație, s-au lărgit cu până la 100 de metri, s-au făcut pe bani europeni, cum ar veni. Bun, și acum începe drama. Drama capitalistă. Asta e interesantă, știi? Zice, păi stai așa, frate, acum dacă avem atâta plajă, să nu obținem un profit din ea, știți că sunt cei care au șezlunguri, care vor să închirieze plaje, să facă bani și așa mai departe. E, surpriză, fiind făcută pe banii europeni, adică din banii noștri ai tuturor, mi se pare firesc să beneficiez gratis de ea. Adică mă duc și plătesc șezlungul acolo unde o entitate privată și-a amenajat plaja. Dar dacă eu din banii mei, publici, am finanțat extinderea plajei, de ce să mai plătesc când mă duc pe plajă? Și aici începe văicăreala, sigur, cu cointeresarea presei de regulă, aoleo, ce ne facem, autoritățile spun în felul următor. Suntem în discuție cu Ministerul Fondurilor Europene și, practic, cu Comisia Europeană, pentru că aceste suprafețe trebuie să intre în cadastru, trebuie intabulate și trebuie găsit o soluție să vedem cum se vor da operatorilor economici, spune ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Cristiana Pașca Palmer. Doamna ministru, dacă eu din banii mei am finanțat lățirea plajei, nu aveți dreptul, doamna ministru, să mă puneți să plătesc. Înțelegeți? Este stipulat clar că orice proiect pe fonduri europene sau publice, chiar de la bugetul național dacă ar fi, presupune o accesibilitate gratuită în ceea ce privește finanțarea proiectului respectiv, că după aia știți că se vorbește de o grămadă de timp de taxă pe autostrăzi în România. Da, da, multe din autostrăzi sunt făcute cu banii noștri. Și atunci de ce să mai plătesc taxă dacă eu mi-am făcut autostradă? Adică nu înțeleg. A, pot să plătesc mai încolo concesionarea unor servicii. După o vreme, când autostrada începe să crape, să, nu știu, să aibă nevoie să fie întreținută, da, pot să plătesc o firmă privată prin intermediul unei taxe. Sau pot tot de la buget să o repar și atunci iarăși merg gratis pe ea. Adică, știți, e o chestie interesantă. Cât? 5 ani de zile de aici înainte nu trebuie luate taxe pe aceste plaje. Eu cred că iară suntem în situația noi românii
să inventăm, mi-a plăcut o expresie auzită prin Banat, să inventăm coada la prună, știi? Adică interesantă nu e pruna, interesantă e coada la prună, știi? Venim noi și spunem, lasă domnule, ce dacă s-a făcut din bani europeni, ce dacă 5 ani nu trebuie să plătească omul, hai să-l punem să plătească. Noi trebuie să facem bani, că de-aia suntem în capitalism. Nu sesizați aici puțină ipocrizie, puțină, cum să-i spun eu, exploatarea omului de către om, cum spunea Ceaușescu, nu ca aș fi eu comunist. Dar avea dreptate, deși el o valoriza în sens, el îl critica pe capitaliști ca să construiască comunismul. Mă rog, chestii politice nu ne băgăm prea tare în ele. Dar nu credeți cumva că prea vreți să ne jumuliți, ca să vin la esența discuției? Deci noi din banii noștri, ai europenilor, inclusiv ai noștri, ai cetățenilor români, că și noi finanțăm bugetul Uniunii Europene. Am lățit aceste plaje ca să ne bucurăm de plajă. Și acum voi vreți să ne puneți să o plătim încălcând o lege? Sau inventăm noi coada la prună și facem cumva accesul pe nisipe gratuit, nu venim cu șezlonguri, dar inventăm așa o taxă de, nu știu, respirat aerul la malul mării sau taxă de ocupare a nu știu ce loc de balene. Probabil o să trebuiască să plătim o taxă pe faptul că lățim plaja, am împins marea mai încolo și am deranjat banelele din Oceanul Pacific. Nu știu, adică mă gândesc ce sunt starea autoritățile române să inventeze ca să ne mai ia banii. Despre asta este vorba la final. Și ultimul subiect din emisiunea de astăzi vorbește tot despre apă, dar nu despre apa mării, ci despre apa de băut, apa plată. Ieri toată presa a fost inflamată de alaltă, de când s-a lansat comunicatul din partea autorităților, s-au descoperit toxine în apa plată. De parcă ne mai miră ceva. Păi nu ne miră și știți de ce? Pentru că în domeniul ăsta, dacă tot vorbeam de coada la prună, coada la prună lipsește. Cu alte cuvinte, legislația în domeniul apei plate este absolut haotică. Cine ne spune? Directorul companiei de stat pentru ape minerale spune că în peturile scoase la vânzare poate fi pusă orice fel de apă. Sigur, te duci și iei apă plată de la un izvor de sursă și dacă ești om serios, ți-o certifici, ți-o etichetezi, ți-o îmbuteliezi cum trebuie. Dar dacă ești tu un investitor așa de carton care vrei să te îmbogățești peste noapte, te duci și pui apă din lac, poftim. Sau apă de robinet, că au mai fost cazuri. Îmbuteliez apă de la robinet și o pun pe raft și zic că sunt mare investitor. Știi? Că e mai ieftină apa de la robinet decât apa plată de la raft. Faceți un calcul și o să vedeți. Calculați cât e metru cub de apă rece la robinet și calculați cam câtă apă luați din magazin să umpliți un metru cub de apă. Și o să vedeți că e mai ieftină aia de la țeavă decât aia de la raft. Dar aia de la raft zice-se că e curată, nu-i ca aia de la țeavă, că aici e șmecheria comerțului cu apa plată. Dom'le, noi vă dăm o apă de izvor. Nu vă dăm apă de asta trecută prin țevi ruginite, prin nu știu ce, se tot spune. Nu, noi vă dăm o apă bună. E, da, dar în domeniu legislația este haotică. Producătorii n-au licență, nu sunt licențiați, și autoritățile nu știu ce se toarnă în sticle. Adică, teoretic, ar trebui să știe. Și când mai explodează câte o chestie de genul ăsta, că se descoperă că există apă neconformă, se dau amenzi. Amenzi nu-s nimic. Vă spun eu, se fac calcule. Zice, cât câștigăm dacă vindem 10 camioane cu apă? Nu știu, 1 miliard de lei, să zicem. Și dacă ne depistează un camion, pierdem 100 de milioane. Păi tot rămânem cu ceva. 900 de milioane. Hai să punem mâna să vindem alelalte 9 camioane. Lasă să-l găsească ei pe ăsta și vindem noi, că omul cumpără, na, are nevoie să bea apă, ce să faci? Nimeni nu poate să știe în acest moment, spune o voce importantă în România, cum vă spuneam, directorul companiei de stat pentru ape minerale, nimeni nu poate să știe în acest moment ce se vinde. De unde este apa? Poate fi de la ghiuvetă, poate fi din lac, poate să fie dintr-un foraj. Tot ce vedeți la consum este apă de masă sau apă de izvor. Nici o lege nu reglementează statutul apei plate. Și noi ne-am trezit iarăși că ne lipsește coada la prună, dar de data asta ne lipsește pruna.
Adică e esențială povestea, știi? Noi stăm să despicăm firul în patru, cum spune Hristos, strecurăm țânțarul și înghițim cămila. Ne facem griji de plaje, că aoleu, nu luăm noi bani de pe urma plajelor timp de 5 ani, dar pe de altă parte vindem apă fără nicio problemă. De ce contează? Ba, să cumpere omul. Important e să fie sanitar corespunzătoare. Dar și aici, uite, s-a demonstrat că nu întotdeauna e sanitar corespunzătoare. Dar ce contează că nu avem noi lege în domeniul apei? Vorba aia, noi nu mai bem apă, noi bem bere, țuică, alcool, vin, whisky. Nu bem apă, domnule, nu ne interesează apa. O fi ăsta un fel de argument, nu? Singura instituție în România care avizează izvoarele de apă este Direcția de Sănătate Publică. Da. Deci, atenție cu apa plată. Mare atenție la apa plată. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția cu care ați urmărit această emisiune. Cu drag și cu ajutorul lui Dumnezeu și al tehnologiei, ne auzim și mâine la această emisiune de Presat Presa, încercând să scoatem esența subiectelor de presă, ceea ce ne privește în fond și la urma urmei, în viața de zi cu zi. Toate cele bune, Doamne ajută!